Salut, prieteni, sunt Marius. Am astăzi pentru voi un film în care vreau să încerc cât de bun este WD-40. Și pentru asta folosesc un patent care este atât de blocat încât a trebuit pentru a nu-mi strica verigheta chiar să o scot de pe mână. Da? Văd că asta a mișcat un pic, însă, este incredibil de... Deci desfăcut nu poate fi vorba. Am încercat să trag de el. Am reușit să le fac un pic. Dar, în fine, cam atâta sunt în stare să fac. Și vreau să încerc acest WD-40, care trece drept un panaceu bun la toate, care ar putea fi în stare să deblocheze acest patent. Și haideți să vedem. Da, de unde? Da, de unde? Se mișcă un pic mai ușor, dar e departe de a fi... Ia să vedem. Văd că ies mânerele. Se produce ceva, mișcare, însă e departe de a trece drept rezolvat. Haideți să vedem, încercăm și pe aici. Nu am atâta forță cât să-l desfac. Dar scuze, nici filmarea nu este extraordinară, filmez pe iPhone și nu am un trepied la dispoziție. Ok, el începe să desfacă, să miște, dar este departe de a putea fi funcțional. O să-l las pur și simplu, o să mai dau cu niște WD-40. Să-l las pur și simplu să acționeze și între timp o să stau de vorbă cu ursul. Să vedem și când trece timpul și mai încercăm la 18:20. A fi sau nu fi? Încă nu este. Se deschide mai mult decât s-a deschis inițial. Însă e departe de a fi considerat funcțional. Mai dăm. Se mișcă parcă mai ușor, dar mai lăsăm încă 2 minute și după aia să vedem rezultatul. Mai încercăm o dată. Ideea e că acum se mișcă cât de cât, dar totuși e departe de a fi considerat funcțional. Mai aplicăm încă o dată. Să lăsăm 3 minute acum. Ok, am stat un pic mai mult. Să mai ridicăm un pic și camera.
Scuze. El a început să miște, însă e nevoie de multă forță pentru a-l deschide. Și nu, încă nu, chiar nu se deschide la maxim. Dar cred că încă un tratament din ăsta și eventual lăsat într-o parte ca să aibă loc să se scurgă rugina afară, cred că va rezolva problema. Să vedem. Să încerc să-l țin așa. Mi s-a închis și telefonul. Ok, au trecut 13 minute, de la 18 și 18 până la 18:31. Să vedem dacă pot să șterg un pic. Logia de la exterior a înmuiat-o cu siguranță. Lichidul pare că intră între... Oh, deja funcționează mai ușor. Lichidul pare că intră între plăselele lui, între părțile lui. Încă nu s-a deschide la maxim. În acest moment poate fi folosit patentul, însă... Problema e că atât timp cât nu poate fi folosit cu o singură mână, patentul nu este utilizabil. Da? Deci de-aia încă trebuie, mai trebuie lucrat la el. Și 32, mai lăsăm încă 5 minute acum. Acum ar trebui să fie suficient. Am reușit să-mi întrești telefonul, care are o crăpătură și care nu mai este protejat la umezeală. Ok, au trecut 20 de minute de când am început operațiunea. Patentul încă nu poate fi folosit cu o singură mână, însă fel că pe aici a început să iasă murdăria. Cea mai bună soluție aici ar fi fost, din punctul meu de vedere, gazul. Lăsat în gaz după o zi pe alta și cred că făcea minuni. Din păcate nu am atâta gaz. Și în plus, beleaua asta de WD-40 pare să miroasă gaz. Deci cred că... Suntem pe drumul cel bun. Al doilea ursus. Disappointment.
Ne apropiem de jumătate de oră de când am început experimentul. Haideți să vedem. Da, încă nu poate fi folosit cu o singură mână fără probleme. Nu se închide nici foarte bine, însă este clar că suntem pe drumul cel bun. O să las până mâine în acest prosop, în acest șervețel și continuăm mâine când sper să funcționeze mai bine. Să se miște mai ușor. Ok, prieteni, momentul adevărului. Astăzi, la practic aproape o zi de când am început experimentul. Sunt 22 de ore de când am folosit pentru prima dată WD-40 pe acest patent. Să vedem dacă avem rezultatul așteptat. Da, din păcate, el se poate deschide, însă nu poate fi numit, nu poate fi folosit cu o singură mână și nu poate fi numit reparat, curățat, dacă vreți. O să mai încerc încă o dată, pentru că văd că s-a uscat. Și să-l las pur și simplu așa, cu speranța că face o diferență. Însă, una peste alta, ați văzut că nu am obținut rezultatul la care speram. Ok, prieteni, mă opresc aici. Speram să fie avut un rezultat pozitiv apropo de acest WD-40. Evident că el are utilizarea lui și domeniul de aplicabilitate foarte clar stabilit. Însă la acest patent nu a funcționat. Mă opresc aici, prieteni. Aceasta a fost măsura în care ați găsit interesant filmul meu. M-aș bucura să mergeți din partea voastră un like și un share și dacă filmele făcute de mine vă plac, vă invit să vă abonați și să pifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și până data viitoare, numai bine! Ciao!